Casa Italiană și patru produse din Italia, de la acest magazin Casa Italiană din Eliana Mall Brașov, voi testa în episodul de astăzi. După cum bine ați văzut în Mystery Box-ul Haul episod anterior, am cumpărat mai multe produse de la Casa Italiană din Eliana Mall Brașov. Am furat portofelul lui Manci și i-am cheltuit toți banii și v-am explicat de ce și v-am arătat ceea ce am cumpărat. Iar acum cred că este momentul să începem să le gustăm, iar în episodul ăsta îmi propun să vă prezint 4 produse dintre cele 16 și o să vreau să încep cu acesta întâi, sardine în ulei de floarea soarelui, care are ca și ingrediente sardine, ulei și sare. Ulei de floarea soarelui. Brandul Ocean, nu știu cum s-ar citi în italiană, produs de Icat Food, cum am mai spus și în celălalt episod. Avem aici 12 grame de grăsimi, din care acid saturat 1,9 grame și multe altele. Sare avem mai puțin de 1 gram pentru 100 de grame, adică în jurul la 1 gram de sare la o cutiuță din aceasta de sardine. Oricum aveți eticheta în celălalt episod, aveți și prețurile dacă e cineva curios. Și așa este în interior, o conservă și mă bucură faptul că avem inel. Folosim și farfuria aceasta pentru a scurge uleiul. Te-am spart-o și acum scurgem puțin uleiul. Am crăpat conserva. E ulei de floarea soarelui, culoarea obișnuită și asta și este aici. Un miros de ulei cu sardine, parcă miroase din Italia. A Sardinia, Sicilia, Sardinia. Sardine? Îți priceput gluma? Dar chiar așa și e. Miroase a pește foarte mult, a sardine și mai ales a pește și un pic a ulei. Așa este aici, 4 pești sardine. Cam așa arată, adică na, n-ai ce să vezi foarte special, că e o sardină ca oricare alta. Nu de chiar e bun. Că știți că nu am mâncat de mult, dar nu simt oase, îmi place și parcă are un alt gust, nu știu de ce, față de ceea ce mâncam eu ca și sardine sau conserve înainte. E mai bun peștele ăsta, îl simt mai gras, îl simt mai gras față de ceea ce am mai mâncat de pești prin România și simt atunci o calitate superioară la cel italian, deci da, e o alegere foarte bună să încercați acest Ocean, nota 10+, și după gustul meu îl recomand. Așa că despre asta este vorba, este foarte bun, merită banii și este gras, poate foarte gras, gust de pește gras, excelent. Și acum pentru că suntem la pește și uleiul era și mai gras, mă gândesc că ar fi cazul să încercăm ceva mai acrișor. Și cred că va merge un șeps de lămâie. Eu v-am mai prezentat așa ceva, dar la Casa Italiană din Brașov, Eliana Mall, am găsit și varianta din sticlă. V-am mai prezentat, dar nu am gustat atunci și asta se întâmpla prin 2017. Nu v-am prezentat partea de caracteristici și vreau cu ocazia asta să vi le prezint și vreau să vedem, vreau să aflu mai întâi eu și apoi poate și voi încercând asta, cum este varianta la sticlă față de cea la doză și față de cea la PET. După cum bine știți, sticla este unul dintre cele mai sigure ambalaje. PET-ul și doza distrug produsul, se preia din ele partea aceea de petrol, particule din plastic, particule din aluminiu. Bine, sunt tratate dozele de aluminiu, dar totuși, după părerea mea, întâi PET-ul este cel care va afecta băutura și pe locul 2 ar fi doza, iar cel care nu afectează este sticla. Sticla din sticlă, cum este și aici, produs italian. După cum vedeți, 4 bucăți, ia să gust după acel pește. Și e foarte practic, așa, poți să-l iei la școală, poți să-l dai la copilaș în ghiozdan, la grădiniță, la orice. Plus, primul mare avantaj este faptul că ambalajul e din sticlă și e foarte, foarte important asta, ca să nu ți se
denatureze gustul și diferențe mai sunt între varianta la doză și varianta la sticlă și PET. Sunt legate de, cum ziceam și în video celălalt, de producător. În Italia este făcut de compania de apă minerale San Benedetto. Deci nu este Coca-Cola cum e în România sau altceva în Polonia. Și automat devine mai bun, plus că mai e și la sticlă și face și destul de multă spumă când îl desfac. Faptul că e și la sticlă, automat crește calitatea și bei o băutură răcoritoare carbogazoasă de calitate. În ultimul rând și de calitate italiană, de la casa italiană Eliana Mul Brașov. Miroase alămâie și merge foarte bine după acel pește. Poți să-l combini așa, o sticluță din aceasta cu un pește, merge de minune. Eu asta cred, adică bine, eu am mai băut de lămâie și pot să prevăd. Însă o să văd acum cum e, poate și ca diferență. Da, miroase exact a acel suc de lămâie de la Schweppes, doar că îl simți mai bine mirosul față de atunci când îl miroși din doză sau din PET, pentru că este în sticlă. Mult mai acru față de cum ar fi la PET sau la doză. Este mult mai intens aroma și după pește îți taie grăsimea aceea greață, cum ar veni. Cum așteptam, așa și este, să adeveresc așteptările. La sticlă e altceva, alt aromă, altceva, mult peste celelalte variante. Acum fiecare după preferința lui, eu zic să încercați și la sticlă măcar o dată să simțiți diferența. Și nota 10 plus, felicitări și toate cele, îmi place. Limone nu este foarte acru, e acrișor. Dar e mult mai intensă aroma față de, cum am zis, PET și doză. Și acum am gândit să gust, bine, mai puțin eu, din piesa asta grea vedeta acestui episod și acelui haul, trufe de vară, tost tartutar, 80 de grame, ciupercuțe de cultură, ulei extra virgin de măsline, ulei de floarea soarelui, măsline negre, trufe de vară, aroma și sare. Asta ca și ingrediente, mai are și alte părți, zice și cât are sare, cât are grăsim, cât are diverse. Retartu, cred că așa se citește, salsa tartufata. Este o delicatesă, sunt trufe aici, dar o să guste mancii de data aceasta. Cam așa arată acest sos și deja miroase destul de plăcut, dar încă nu mă convinge pe mine să consum ciupercuțe și să guste mancii. Miroase a ceva ulei amestecat și în lingură, cam așa arată. Se consumă foarte bine pe pâine prăjită, rondele coapte din acelea tip 7 Days sau rondele de la casa italiană, că și dânsii au ceva rondele. Pe pâine prăjită, cam asta, așa în mare. Deci poți să mănânci fără nicio problemă, dar de recomandat așa și ca atare. După cum puteți observa, sunt desigilate, după le-am desigilat, i-am dat lui mancii să guste. Eu nu mă încumet la așa ceva, despre miros v-am spus când le-am desfăcut și acum vine așa mirosul iară când le-am desfăcut, la ulei. Iar partea de gust e așa, parcă se simte gustul de ciuperci, de pământ, parcă mănânci pământ. E bine, e bun, pentru că așa trebuie să fie în cazul trufelor. Și are un gust sărat combinat cu un gust ca de ulei de măsline. Se simte destul de mult prezența gustului de măsline sărate și sosul este foarte gras. În principiu ne place, dar nu suntem obișnuiți. Asta este, e o delicatesă, ceva pentru oameni mai pretențioși. Și acum, după acel sos tartutar cu trufe, zic că va fi foarte bun acest San Pellegrino amar. Mai taie din greață eventual. După ce consum cu un pic de pâine prăjită, cred că se potrivește foarte bine ca și băutură de consumat în loc de apă sau o altă băutură. Fiind un pic amar, din portocale amăric, cam așa este în interior. Și o să pun în pahar și vă arăt tot din poziția aceasta. Face un pic de spumă, dar parcă mai multă spumă a făcut Schweppes-ul. Și mi s-a părut o băutură slab carbogazificată. Este mediul între dulce și
acru spre amar. Portocalele sunt de mai multe tipuri în Italia și în alte părți. Sunt cele dulci pe care le știi, sunt și portocale roșii. Sunt tot portocale de culoare portocalie, dar sunt mai amare la partea de mediu, ceea ce am acum. Și cele sălbatice, cum ar veni, care sunt extraordinar de acre, poate chiar mai acre ca lămâia. Miroase cum miroase la coaja de portocal, așa, când îl desfaci coaja aceea. Nu-i rău, de amar, îl suport. Și chiar și după peștele acela e foarte bun. Îmi place, dar nu e complet pe gustul meu, pentru că eu vreau mai mult dulce. Oricum e de nota 10 și cine vrea ceva cam de tipul unei grefe, dar gustul e mai ales ca și cum ai mânca acea coajă de la portocal, acel gust de amar. Dacă bei mult din el, clar că mănânci coajă de portocal, asta este aroma. Și cam asta este acest San Pellegrino l'Aranciato Amar, l'Aranciata Amara, cum să o citim. Și cam atât pe episodul de astăzi, ne vedem în partea viitoare cu alte 4 produse. O să fie, cred, 4 videouri de acest tip.